Romașcanii au avut de suferit în ultimele 24 de ore doar necazuri legate nu numai de întreruperea alimentării cu energie electrică, ci și de nenumărate căderi de tensiune care au pus în pericol aparatura electrocasnică. Purtătorul de cuvânt al EON Electrica Distribuția Moldova, Corneliu Zaiț, a motivat aceste întreruperi și căderi de tensiune ca fiind cauzate de defecțiunile apărute într-un post de transformare a energiei electrice de pe raza municipiului Roman. A fost o avarie la un post de transformare din municipiul Român și au fost necesare lucrări de reparații, respectiv manevre, pentru a fi reluată alimentarea către consumatorii afectați. Iar în această dimineață s-a reluat sistemul de... Iar în această dimineață s-au făcut manevre pentru realimentarea pe calea de bază a tuturor consumatorilor. Ce recomandați dumneavoastră în această situație consumatorilor casnici și celorlalți pentru protecția aparaturii electronice mai ales? Aparatura electronică este protejată de cei care le fabrică. Din păcate, contractele de furnizare ale energiei electrice sunt făcute de așa natură încât să disculpe compania EON în ceea ce privește cauzele de forță majoră, care presupun situații de avarie, fără ca noi, consumatorii, să avem posibilitatea să ne apărăm drepturile. Cum compania a exploatat doar sisteme de distribuție moștenite de pe vremea comuniștilor, fără a face prea mari investiții în acest domeniu, avariile sunt din ce în ce mai dese și prețul kilovatului vândut populației din ce în ce mai mare prin liberalizare.